Cum a fost pentru tine meciul cu Mexic? A fost un meci important, chiar dacă a fost un amical și toți ne-am dorit să câștigăm, dar din păcate a fost un rezultat negativ și sperăm următorul meci să-l câștigăm. A fost debutul tău la echipa care te poate propulsa către naționala de seniori. Ai avut emoții? Pentru primul meci la Under 23 am avut puține emoții, dar când am intrat în teren am trecut peste ele și am încercat să ajut echipa ca să facem măcar un rezultat de egalitate. Ce ar însemna pentru tine să participi la Jocurile Olimpice? Ar însemna foarte mult, pentru că, vă dați seama, pentru orice jucător înseamnă foarte mult ca să meargă la Jocurile Olimpice și sper să fiu pe acea listă. Tu cum ai început fotbalul? Am început la vârsta de 6 ani la Timișoara și de acolo am plecat direct la Aral. Cât de important a fost tatăl tău în formarea ta ca fotbalist și el jucător de fotbal la Poli Timișoara, UTA Arad, Bihor Oradea? M-a ajutat foarte mult de când am început să joc, ca să lucrez mai mult, chiar și suplimentar cu el, și eu zic că m-a ajutat foarte mult pentru că mi-a dat și niște sfaturi foarte importante. Care este idolul tău în fotbal? Cristiano Ronaldo. Ce pasiune ai în afară de fotbal? Să mă plimb, să călătoresc și să văd lucruri noi. Denis Man este tot un produs al UTA Arad și a ajuns la Parma. Ți-ai dori să ai și tu un parcurs asemănător cu al lui? Da, cred că orice jucător tânăr din România și-ar dori să aibă un parcurs la fel ca și el și trebuie să muncești foarte mult ca să ajungi mai sus. Selecționerul Nicolae Dica a spus în urmă cu câteva zile că ești jucătorul care se aseamănă cel mai mult cu el ca profil de jucător. Cum te simți? M-a motivat, am o motivație în plus și sper să nu-l dezamăgesc. Cineva spunea la un moment dat că ai valora 1 milion de euro. Cum ți se pare această sumă și ce valoare ți-ai dat tu? Ca să zic sincer, asta nu știu dacă pot să zic chiar eu. Eu în fiecare zi muncesc la fel de bine și acum îi las pe ei să decidă. Tu ai plătit 1 milion de euro pentru tine? Eu aș plăti, desigur.